Domnul Cociș, dumneavoastră credeți că mai reprezintă ceva Hrebenciuc? Sau dezgropăm metaforic oamenii? Nu cred că mai reprezintă ceva pentru PSD. Eu nu am mușcat chestiunea asta cu Hrebenciuc și PSD, vă spun sincer. Hrebenciuc, vă rog, acolo. Hrebenciuc, da. Hrebenciuc, nu Hrebenciuc, da. Nu știu exact ce e acolo, dar vă spun că mi se pare foarte ciudată această ieșire a lui Gigi Becali, pentru că el este un candidat aur, este pe lista aur și ar trebui să îl ajute teoretic pe George Simion, dar prin declarațiile astea i-a dinamitat campania, pur și simplu. Cine l-a pus pe Simion să se întoarce cu Becali? Și asta e adevărat, dar în același timp explicația pentru această ieșire a lui Gigi Becali nu poate fi, nu pot fi, eu nu găsesc decât două explicații. Care sunt? Una este prostia sau alta este o manevră de compromitere a candidatului. A candidatului? Care candidat? Auziți, vă mai Simion, categoric. Deci, cum ar veni o variantă, spuneți dumneavoastră prostie, dar pe asta nici nu o luăm în calcul, că nu se poate vorbi în termeni ăștia. O personalitate marcantă a vieții sportive românești, așa, patronatului sportiv românesc, rămâne deci doar varianta că ar fi pion otrăvit? Deci, al cui să fie, de fapt, Gigi Becali implantat la aur? Păi, gândiți-vă la un lucru. Acum, eu speculez, că n-am de unde să știm exact păi asta acolo, vă speculăm, dar categoric. Eu cred că PSD-ul, cu toate resursele pe care le are astăzi, cu 2 milioane de euro pe lună subvenție de la bugetul de stat, 100 de milioane în 4 ani de zile, are bani să-i angajeze cei consultanți, n-are nevoie de Hrebenciuc. În schimb, eu vă zic, cine ar avea nevoie de Hrebenciuc? Cine? Domnul Gioană.